Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Narcisa. No puncte. Mulțumesc. Îmi pare rău. N-am știut ce să fac. Am avut pateu de pui cu salată de ou și brânză picată. Îmi pare rău, șef. Îmi pare rău. Te dezamăgesc, dar îmi pare rău, n-am știut ce să fac altceva. Știam că nu o să fie mulțumit, șef, de ce am gătit. Dacă veneai de la librărie, dacă veneai de la... de oriunde vrei tu, de la teatru. Bravo, aplauze, du-te. Păi, dar tu vii din restaurant, acasă, la tine, când aveți, nu știu, nuntă, botez, Paște, Crăciun, pe masa ta sunt o grămadă de mini, orice ei faci mini și mi-l dai, bă, mi-ai dat nimic. Păi nimic? Tu, nimic. Adică dacă n-ai tocană, gata, nu mai, gata, nu mai. Pare rău. Mă așteptam la mai mult de la Narcisa. Vine din restaurant, știe, înțelege despre ce este vorba. Puțin dezamăgit, dar s-a salvat, e de bine. Nu e bine deloc, ce bine. Am intrat în bucătărie înapoi, am învins. Iar, chiar dacă e un punctaj mic, am învins, sunt înapoi. Egal cu zero. Mai bine plecăm acasă. Mai bine plecăm acasă. Știu că pot mai mult. Chiar pot mai mult și cred că sunt un bucătar. Și că nu-ți de pomană aici. Oricare dintre noi s-ar simți prost când îți spune șeful tău de ce ești aici. Și tu știi că până la urmă ești aici că știi să gătești, dar când ți se zice de ce ești că nu știi, te doare. Nu? Asta e. Asta e. Cum primim și laude, primim și certuri și trecem peste ele cu zâmbetul pe buze, bineînțeles, cu toate că dacă plâng am zâmbetul pe buze și trecem mai departe. Mamă, o surpriză frumoasă aici. Să te ții. Tot 9 puncte. Enzo. Mersi. Pastă de majlin. Poftim? Pastă de majlin. Pastă de măslin. Pe data viitoare, ia toate măslinele din cămară, gustele și fă și tu ceva, o măslină mai prietenoasă. Gustul înainte și pără, ia o decizie. Da, puteam să fac mai mult la ele, dar am gătit un lucru care mie nu-mi place să-l gătesc, doar că m-a ajutat să mă leg cu celelalte două preparate. Și da, am trecut, nu mai contează, într-o bucătărie, sunt fericit de treaba asta. Nu. No puncte. Ricky. Mamă, mulțumesc frumos! Eu 9 puncte? Scuze, șef, n-am înțeles de probă foarte bine. Și am făcut foie gras pateu și turceață de asta ceapă. Îl era foie gras, Ricky? Deci cam 30% foie gras și restul cu fica trăpăi, da? Și am făcut așa. Da, mă scuzați, mă scuzați. De ce mă scuzați? Până acum ai avut 3-4 farfurii care ne-au scurt-circuitat în primele 4 probe de duel. Băi, ne-ai luat mințile. Ți-ai stricat și tu bucătăria, ai stat prea mult cu români. Bravo. Ricky al meu nu-mi treabă, el este foarte mândru, dar face... Da, șef, știu ce. Știu ce. Am pregătit să plece, că farfuria mea e nasol și, mamă, am urat altă viața, trebuie să fac mai bună mâncarea de la mâine. Bravo, Ricky! Nu, puncte. Mamă, nu cred. De la acum eu sunt mai tare, Ricky. Ar fi cea mai tare. M-am uitat în dreapta, l-a văzut pe Alex și Nicoleta. Zic, mamă, 2 cuțite de aur în platou și au făcut barți. Mă gândeam la ce e mai rău. Nico, într-adevăr, dacă ar pleca acasă, ar fi o pierdere. Dacă ar pleca Alex acasă, pierderea e un pic mai grea, pentru că e cuțit de aur. E un concurent pe care eu îl văd în finală. Șef la Cuțite, cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.